Un nou program al Facebook permite anumitor celebrități, politicieni și internauți să nu respecte aceleași reguli de conținut ca restul utilizatorilor. Ramona Sârbu, editor al FNews, a urmărit acest subiect și ne dă și nouă mai multe detalii. Ramona, ce face de fapt acest sistem? Cine beneficiază de acest sistem? Raluca, practic Facebook le permite celebrităților să încalce regulile fără consecințe. Programul se numește X-Check și a fost inițial dezvoltat ca o măsură de control al calității pentru acțiunile întreprinse împotriva conturilor VIP-urilor. Se pare că a fost folositor, a protejat personalități publice ale căror postări conțin violență sau alte acțiuni care ar duce în mod normal la sancțiuni pentru utilizatorii obișnuiți. Avem vreun exemplu? Ai putea să ne dai un exemplu de celebritate care a fost protejată de Facebook? Uite, Facebook a permis în 2019 fotbalistului Neymar să le arate milioanelor sale de urmăritori fotografii nude ale unei femei care l-a acuzat de viol înainte de a le șterge. Grupul ar fi permis de asemenea ca unele conturi să publice afirmații considerate false de verificatorii de conținut ai Facebook, inclusiv că vaccinurile ucid, că Hillary Clinton ar fi mușamalizat așa zise rețele de pedofilie sau că fostul președinte american Donald Trump i-ar fi numit animale pe toți solicitanții de azil.